Domnul Crăciunescu, acest frumos mascul, ce este? Acest mascul este origine Kuman Van Dijk. Este porumbelul 301-706, campion național, demifond tineret, 403 puncte și locul 4, viteză tineret. Acest porumbel mai ocupă și locul 4 la Dortmund, Europa Centrală. Acolo, iarăși, am fost învinși de domnul Drapa. Da? Probabil că ne va surâde și nouă ziua când o să putem să-l batem și noi pe domnul Drapa. Da. Un ochi excelent, într-adevăr. Deci tatăl lui este original. Este original Van Dijk. Este un fiu din canibal combinat cu sora lui Burș. Iar mamă sa, celebra 380-035, care este nepoata directă a lui Kleine Dirk, cu femelă Van Loon. Deci din această pereche mai pot menționa și alt porumbel care probabil o să se vadă în topul național. Este vorba de porumbelul 240-108, care are 11 angajări, 11 clasări, porumbel care are locul 10 din 1735 de porumbei, are locul 5, are locul 16 la nivel de Prahova. N-am reușit să finalizăm anul trecut, dar probabil vom finaliza anul acesta. Din câte se pare, acești porumbei din Sușa Kuman, la dumneavoastră în crescătorie, au dat rezultate foarte, foarte bune, domnul Crăciunescu, e adevărat? Porumbei Kuman pentru mine sunt viața mea și visul meu. Acești porumbei îi voi cultiva pe toată perioada vieții mele. Am văzut crescătoria Kuman, am avut prilejul să îl am pe Kleine Dirk în mână, pe Gentil și Golden Lady. Super porumbei. Am visat în 2005 când i-am adus cu tot sprijinul financiar și total al domnului doctor Stănescu, dar uitați că și rezultatele au apărut. Da. Ați reușit să reproduceți, trebuie să recunoaște niște exemplare foarte reprezentative din punct de vedere fenotipic, cu porumbei original de Kuman. Și femela de dinainte și rudele deci, ei sunt... Ulterior am întărit această linie de porumbei prin achiziționarea porumbeilor, după cum ați văzut mai devreme, porumbei de Emer Van Hope, Branco, o să-i prezentăm, și porumbei Dirkii, care sunt nepoții direct al lui Kleine Dirk. Da. Felicitări! Mulțumesc frumos!